Prima dată am fost la spitalul din Viena, la privat clinic, la domnul dr. Weinstaber, la vârsta de 15 ani, în 2011 asta fiind. Am avut o problemă de sănătate la fel din punct de vedere al gimnasticii și domnul dr. Weinstaber a reușit să mă facă bine, chiar dacă aici în România nu se descoperea ceea ce am. Ulterior, după două intervenții chirurgicale în 2017-2018, aici în România, la tendonul ahilian, am hotărât cu doamna Mariana și domnul Belu, pentru că deși m-au ajutat și prima dată să ajung la domnul dr. Weinstaber, să merg să fac a treia operație la Viena. După ce am discutat cu domnul doctor, bineînțeles, mi-a sugerat să îmi fac această operație pentru că tendonul era parțial rupt. A fost foarte bine de la început, deoarece practic am avut o conexiune foarte frumoasă de la început cu domnul doctor, cât și cu ceilalți oameni pe care i-am întâlnit acolo, în spitalul privat clinic. Eu am fost foarte deschisă de la bun început și domnul doctor la fel mi-a explicat fiecare lucru în parte, pentru că practic a trebuit să-mi explice exact ca unui om normal, deoarece nu înțelegeam termenii în medicină și am avut nevoie de mai multe explicații și, bineînțeles, am pus mai multe întrebări, iar domnul doctor a avut foarte multă răbdare cu mine și cred că asta se întâmplă cu fiecare pacient care trece pe la el. Am fost la controlul după o lună de zile de la operație. Domnul doctor mi-a zis că este totul ok și dacă pot merge să dau crijele la o parte și să dau drumul să merg pe picioarele mele. Dar ulterior, sub supravegherea domnului doctor, vorbind mereu cu dânsul, trimitându-i videouri și poze cu mișcările pe care le făceam aici în România, tot timpul îmi dădea sfaturi și îmi spunea ceea ce aș putea să plusez și ce nu. Adică cât de mult să am răbdare pentru a da drumul articulației și mișcărilor avansate. Am intrat în sala de antrenament mult mai repede deoarece am vrut eu să accelerez recuperarea. Piciorul, tendonul nu mă mai durea, mi era super ok totul și toate controlele ieșeau cu brio, însă musculatura mea nu era recuperată, a trebuit să iau o pauză de la antrenament și să fac recuperare încă 6 luni de zile pentru a-mi recupera musculatura după a treia operație, cea făcută la domnul dr. Weinstaber. În Austria a fost super ok și până în ziua de astăzi mă simt foarte bine și simt că n-am niciun risc. Eu de la primul pas pe care l-am făcut în spital am fost tratată super ok, toți oamenii s-au îngrijit de mine, dacă aveam o întrebare mi se răspundea, indiferent de situație eram informată ceea ce se întâmplă, ceea ce trebuie să fac în continuare și locul arăta genial, adică mie mi se pare foarte important ca un loc să fie foarte curat, iar pe domnul dr. Weinstaber îl recomand cu cea mai mare încredere pentru că este, din punctul meu de vedere, cel mai bun medic ortoped.